Noi specii din seria Atlas de mitocănie urbană. Mogâldanul de pază, Bodyguardus retardus. Deși creierul său este mult mai mic decât sfertul bicepsului, mogâldanul de pază este des întâlnit la intrarea oricărui club, având puterea de a nu te lăsa să intri. Mereu agresiv, pus pe scandal, mogâldanul de pază va găsi mereu un motiv să te îmbrâncească, să te jignească, să te facă să te simți că tu chiar n-ai ce căuta în locul ăla. Ciudat, intuiția lui funcționează bine de cele mai multe ori, tu chiar neavând ce să cauți acolo, dacă stai să te gândești mai bine. O discuție civilizată este exclusă, mogâldanul de pază neavând prea multe cuvinte în vocabular. Fără a mira pe nimeni, se aseamănă în comportament cu ciumetele de pază, umila sa rudă din parcări, de care îl desparte cel mult un costum de haine. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lui sau al altor exemplare ce aparțin unor specii ale faunei urbane neidentificate de noi, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla.